ședința de Consiliu Local, astăzi e 24 iunie 2021. Vă rog să dăm o notă de respect față de ședință, să dați telefoanele pe silențios, da? Și să respectăm măsurile de protecție anti-COVID. E greu cu mască, dar trebuie să le respectăm. Bun. În cadrul acestei ședințe sunt prezenți 16 din 17 consilieri, prezenți fizic. Unul dintre colegii noștri, consilier local a Paraschivei, Robert George, va fi prezent online. De asemenea, în sala de ședințe a Consiliului Local Tudobra se află aparatul primăriei și în partea presei, exclusiv TV. Mulțumim. Cu acordul dumneavoastră, trecem la ordinea de zi a ședinței. Primul punct pe ordinea de zi este proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. Al doilea punct, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna-SA pentru anul 2021. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Util Conseca SRL pentru anul 2021. Punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea organizării festivalului Soul and Blues, ediția 1, în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 5, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul local pentru perioada 2021-2022. Punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2021, ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Aceste puncte au fost propuse inițial pentru ședință și ședința este suplimentată, dar vă supun spre aprobarea dumneavoastră cele prezentate mai devreme. Cine este de acord cu ordinea de zi propusă? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Domnul consilier Paraschive este pentru. Supun spre aprobarea dumneavoastră suplimentarea ordinei de zi cu următoarele puncte. Voi da citire. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și acordul de principiu al Consiliului Local de Borna în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu, având destinația cabinet medical și desfășurarea activităților conexe actului medical situat în imobilul. Ok. Deci și acest punct face parte din ordinea de zi inițială. Așa. Bine, îmi cer scuze față de dumneavoastră. Deci continui cu acest punct care face parte din propunerea inițială. Punctul de a fost că eu, fiind în toată comisia, au venit toate materiale. Deci continui pentru ordinea de zi propusă din inițial. Deci proiect de hotărâre la punctul 7 privind aprobarea studiului de oportunitate și acordul de principiu al Consiliului Local de Ocna în vederea concesionării cu licitație publică a unui spațiu, având destinație cabinet medical și desfășurarea activităților conexe actului medical, situat în imobilul centru balnear Târgu Ocna, județul Bacău. Punctul 8, proiect de hotărâre privind acordarea acestui gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Transgaz S.A. a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna. Punctul 9, proiect de hotărâre, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgu Ocna. Și aceste ultime puncte fac parte din ordinea de zi propusă inițială. Vă cer, vă rog, Consiliul Local să fie de acord cu ordinea de zi propusă inițială. Preluăm votul. Cine este pentru? La punctul 10, întrebări, interpelări. Se abține cineva? Se abține cineva? Mă abțin cu mențiunea că suplimentarea ordinei de zi a făcut ca să nu avem materiale. Păi n-am ajuns la suplimentarea ordinei de zi. Am citit dacă sunt de acord cu ordinea de zi. Este cineva împotrivă? Nu. Deci, în unanimitate, sunt de acord cu ordinea de zi propusă inițial. Executivul ne-a cerut
o suplimentare a ordinii de zi în comisia pe care o reprezint a fost aprobată. Vă supun spre aprobarea dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi. Cine este de acord să suplimentăm ordinea de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 și 2022-2023. Punctul 2 de pe suplimentarea ordinii de zi este proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 10 Compania de Utilități Publice Târgovna S.A. prin acordul numerar al orașului Târgovna, acționar unic. Și punctul 3 cerut pentru suplimentare este proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentant legal al Unității Administrative Teritoriale Oraș Târgovna pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor a ASEC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021. Toate proiectele propuse pentru suplimentarea ordinii de zi au ca inițiator primarul orașului Târgovna. Cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Cine este pentru? Se abține cineva? Domnul consilier Măciucă. Este cineva împotrivă? Imediat vă dau cuvântul. Este cineva? Domnul consilier Aparaschire, oameni, sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi? Pentru. Da, domnul consilier Măciucă, dacă vrei să spun. Menționa că suplimentarea ordinei de zi nu aduce rezolvarea primirii materialului cu 5 zile. Ok. Consiliul local a decis că este de acord cu suplimentarea ordinei de zi. În aceste condiții, ordinea de zi a fost suplimentată. Înainte de a trece la primul punct de pe ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar general, care vă supune aprobării dumneavoastră procesele verbale. Are cuvântul doamna secretar general. În luna mai 2021 a fost convocat la 3 ședințe ale Consiliului Local. Vă supun spre atenție cele 3 procese verbale întocmite. Vă rog să-mi comunicați dacă aveți observații, modificări sau completări. Prima dată vă supun atenție procesul verbal încheiat la ședința extraordinară din convocată pentru data de 12.05.2021. Dacă nu aveți modificări, vă supun aprobare. Cine este pentru? Domnul consilier Aparaschivei. Mulțumesc. Unanimitate. Procesul verbal încheiat în data de 27.05.2021, ședința ordinară. Dacă nu aveți modificări completări, vă supun aprobări. Cine este pentru? Domnul consilier Paraschiv, mulțumesc, unanimitate. Și ultimul proces verbal, cel încheiat la ședința extraordinară din data de 31.05.2021. Cine este pentru? Mulțumesc frumos, unanimitate. Procesele verbale au fost aprobate. Mulțumim, doamna secretar general. Pe masa de la Consiliul Local a venit o solicitare din partea domnului Dima Viorel către domnule primar și Consiliul Local. Subsemnatul Dima Viorel, cu domiciliu în Târgovna, îl informez că doresc să particip la ședința Consiliului Local convocată în data de 24.06.2021, ora 15, fiind interesat de proiectul de hotărâre privind sau deoarece doresc să prezint Consiliul Local, Consiliului Local, punctul meu de vedere cu privire la proiectul de hotărâre privind punctul diverse. Domnul Dima este aici. Bine, supun spre aprobarea Consiliului Local, dacă sunteți de acord, să participe domnul Dima la ședință. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Domnul Robert, vă am obligația de a vă întreba personal. Sunteți pentru? Cunoașteți, dânsul este aici, în sală, că acum a venit în ea. O să participe la diverse, o să-l atenționăm, o să-l facem atent, da? La punctul diverse. Bine, la punctul diverse. Eu, din punctul meu de vedere, dacă vrea să vină, poate să stea în sală de pe acum, dacă să-l anunțe cineva, da? Pentru că, ok. Bine, trecem la primul punct pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna iulie 2021. Inițiator primarul orașului Târgu Ovra. Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat favorabil cu 7 voturi pentru. Doresc să se pronunțe și comisiile celelalte care au avut acest punct. Dacă spuneți avizul comisiei. Păi, am zis eu. Doar Comisia Juridică. Celelalte comisii nu ați avut. Ok, avizul este favorabil. Dacă aveți discuții cu privire la alegerea președintului de ședință. Cine este de acord? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Contra pentru și doamna. Ok, trecem la punctul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE, Compania de Utilități Publice Târgu Ovra pentru anul 2021. Avizul comisiilor. Comisia economică, aviz favorabil. Deci 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă sunt discuții cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, cine se înscrie la cuvânt? Dacă nu sunt discuții, supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul consilier Mănciucă este împotrivă. Se abține cineva? Votul în împotrivă, da? Domnul Măciucă să îndă. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SECE Util Fonseca SRL pentru anul 2021. Avizul comisiei. Comisia economică, aviz favorabil, 5 voturi din 5 prezenți. Mulțumesc, domnule președinte. Discuții. Atunci, supun la vot Consiliul Local acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi, Consiliul Local a votat pentru. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 15.000 lei pentru susținerea organizării festivalului Endlus, ediția 1, în orașul Târgu Ovra, județul Bacău. Avizul Comisiei Juridice este favorabil. Rog avizul celelalte sau celorlalte comisii. Comisia Economică, aviz favorabil, cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumesc, doamnă președinte. Discuții cu privire la acest punct. Domnul consilier Mănciucă. Domnul primar, să ne explice un pic în ce constă. Bine, haideți să dăm prioritate lui domnul consilier că este online. Doriți ca domnul primar să descrie un pic, să auziți? Bine, domnul primar, să ne prezentați un pic. Ne-am dat prioritate domnului. Bine, haideți până... Îi dăm cuvântul domnului consilier. Mă, ciucă, revenim la domnul consilier la Paraschire. Felicitări de scutiu că ne-am alăturat de evenimentul inclus în Zăcată, pe care se desfășoară Zăcată Bănești, locația Pintrului și Salina Târgu Ocna. Aștept ca să, în luna septembrie, așa cum este planificat, să reușim și noi să facem călătoria între cer și pământ, așa cum este programată de altfel și la avizier acolo cu evenimentele, și deci voi vota pentru. Da, mulțumim domnului consilier, ne întoarcem în domnul consilier Paraschiv. Vă rog să repetați întrebarea către domnul primar, domnule consilier. Da, să ne povestească, să ne explice un pic în ce constă festivalul, evenimentul la Târgu Ovra. Bănuiesc că privește mai multe localități, dar ne interesează exact la Târgu Ovra ce se va întâmpla cu acest festival. Da, domnule primar, aveți cuvântul.
Spitala Târgu-Ocna, am subscris și noi organizării acestui festival, ediția 1, în parteneriat cu această asociație care a derulat o acțiune de folk and blues la Dărmănești. Sunt invitate o serie de formații cu care vor prezenta și vor evolua pe scena de acolo, cu muzică specifică. Și faptul că face parte dintr-o asociație Montesa de promovare a valorilor și a turismului a Vârii Totușului, ne-am gândit ca să promovăm și localitatea și obiectivul din Târgu-Ocna cu Salina și Casa de Cultură. Și vrem să organizăm în fiecare zi câte un spectacol. Este vorba de o manifestare pe 3 zile, în luna august, cu evoluarea 3 concerte și la Târgu-Ocna, 2 concerte în Mina, Salina și unul la Casa de Cultură, vineri, sâmbătă și duminică, 26, 27, 28 și 29 august. 27 și 28 august, concerte în Salină și 29 august, duminică, un concert în Casa de Cultură. Sunt formații de blues, invitate de mai multe state, Germania, Statele Unite, ați primit mai mult materialul la mapă. Eu cred că este un model de promovare a Văii Totușului și a localității Târgu-Ocna. Se dorește ca prin această manifestare fiecare după care vor evolua să facă un clip de prezentare lângă un obiectiv turistic. Și la Târgu-Ocna am ales trei obiective, e vorba de Monumentul Eroilor, zona Piațeta Primăriei și Salină. Vor face un clip de prezentare care vor fi rulate pe o pagină, pe un, nu știu, un portal specific al acestui tip de muzică și va fi publicat în toată lumea, pentru că acest tip de eveniment se organizează în mai multe state cu un mare impact în lumea celor care ascultă această muzică. Eu cred că este un eveniment important și de aceea vă rog să subscrieți și să susțineți acest material. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și noi, domnule primar. E bine să aibă loc mai multe evenimente. Dacă dumneavoastră, domnilor și doamne consilier, aveți nelămuriri, întrebări vis-a-vis de acest proiect de hotărâre, atunci supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? În unanimitate de voturi, Consiliul Local a votat pentru acest proiect de hotărâre. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune privind serviciile sociale finanțate din bugetul local pentru perioada 2021-2022. Avizul comisiilor, deci comisia juridică a avizat favorabil, dacă mai avut și altă comisie, atunci discuții cu privire la acest punct. Dacă nu sunt discuții, trecem la votul acestui proiect. Cine este pentru? Cred că și-a făcut conexiunea. Dacă o să revin cu întrebarea la domnul coleg. Cine este pentru dintre consilierii prezenți fizic în sală? Da? Este pentru? Ok, a revenit. Corect. Se abține cineva? Domnul consilier Mașică. Cum menționa că materialele prezentate, lucrurile sunt frumoase, dar în realitate lucrurile nu sunt frumoase. Bine. Cineva împotriva? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la punctul următor pe ordinea de zi. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru anul 2021 ce se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social acordat conform prevederilor legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare. Inițiator primarul orașului Târgu-Ocna. Avizul comisiei. Comisia juridică a avizat favorabil. Dacă a avut și altă comisie. A fost favorabil, 4 voturi pentru, 1 împotrivă. Mulțumim, domnule președinte. Dacă sunt discuții.
Vă rog, domnul consilier. Consider că liceii azi de muncă, 66 de oameni, ar putea fi angajați de către privat acești oameni. După cum știți, în orașul Târgoviște avem o criză a forței de muncă. Nu prea găsim muncitori, nicăieri. Mai nouă trebuie să aducem din afară, din Dan sau China. Și consider că ar trebui și direcționați către noi, către agenții economice. Către mediul privat. Către mediul privat. Bănesc o parte din ei, probabil nu se vor încadra, sau, mă rog, dar ar trebui să încerci, mă. Trebuie să ținem cont că și legislația muncii, de exemplu, permite să aibă part-time, sau mă, 4 ore pe zi, sau dacă nu vor să muncească 8. Deci noi am putea primi pe acești oameni. Și odată primiți, și veniturile lor ar fi mult mai mari, automat și contribuțiile către stat ar fi mult mai mari. Da, puncte de vedere foarte corecte. Domnul primar ar vrea să intervină, îi dăm cuvântul. Ne-am dorit ca la nivel de localitate să fie cât mai puțin beneficiar ai acestor prevederi. Vreau să vă spun că atunci când se întocmește un dosar pentru acest tip de ajutor, pe lângă datele personale, există și un document care vine de la Oficiul Forțelor de Muncă. Acolo ei sunt obligați să meargă la Oficiul Forțelor de Muncă, vin cu un document în care li se prezintă că, conform profesiei specificului și calificării, nu s-au găsit locuri de muncă. De asemenea, ei merg periodic, o dată la 3 luni de zile, și readuc avizul acesta. De aceea vă rog ca să transmiteți tuturor agenților economici, și noi facem asta permanent de câte ori ne întâlnim cu reprezentanții dumnealor, ca atunci când au locuri de muncă disponibile, să facă anunțul la forțele de muncă, pentru că odată ce ai înregistrat ca și angajator la forțele de muncă, el este obligat să-ți transmită acești posibili locuitori, cetățeni. Aici probabil funcționează uneori sau nu funcționează lucrurile perfect. Da, agentul economic nu transmite documentul oficial că într-o anumită perioadă caută anumite profesii și de aici oficiul de forțe, nu neavând ce să răspundă, automat avizează că nu sunt locuri de muncă. Dar cred că împreună trebuie să eficientizăm această conlucrare. Mulțumesc. Eu vreau să vă întreb, domnule primar, dacă este scăderea procentului, că acum avem numărul variază, de anii precedenți. Numărul variază, de regulă numărul crește în perioada de toamnă spre iarnă, pentru că sunt mulți care mai au diverse activități pe parcursul primăverii și verii, mai lucrează ca sezonie, pe unde lucrează, după care, în partea de toamnă, își reactivează dosarele. Odată ce ai activat un dosar de ajutor social, beneficiază el și familia sa de protecție, asistență de sănătate. Și atunci, neavând nimic și încadrându-se, având veniturile sub limita legii, se încadrează. Să știți că numărul este mai mare, dar cei 66 la care face referire sunt cei apți de muncă, sunt și cei care au diverse acțiuni, afecțiuni și sunt scutiți, sau sunt mame care au copii în întreținere și minori. Cu aceștia facem aceste seturi de lucrări. Ele sunt niște seturi de lucrări generale, pentru că vedeți noastră punctual cu ei intervenim de ori de câte ori e nevoie. Încercăm să-i coordonăm. E o activitate destul de complexă, o cunoașteți, pentru că odată ce îl aduci și trebuie să presteze aceste ore, trebuie să se supune ca orice relație de muncă, cu tot ce înseamnă aviz de loc de muncă, lucrează în spații deschise, dar astea sunt prevederile care și trebuie să le încadrăm în ele. Da, mulțumim, domnule primar. Dacă dumneavoastră, dragi colegi, mai aveți întrebări sau discuții, privire la acest proiect de hotărâre. Dacă nu mai sunt discuții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Și domnul Avrăstire este pentru. Cine se abține? Una, două, trei, patru, abține. Domnul Rusu, domnul Unteanu și domnul Ciucă și domnul. Cine este împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, punctul numărul 7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea scrutului de oportunitate și acordul de principiu la Consiliul Local Târgovna în vederea concesionării prin licitație publică a unui spațiu, având destinația cabinet medical și desfășurarea activităților conexe actului medical, situat în imobilul Centrul Balnear Târgovna, județul Bacău. Avizul comisiei. Comisia juridică pe care o reprezintă a avizat favorabil. Cealaltă comisie, dacă ați avut materialul. Comisia economică, aviz favorabil. 5 voturi pentru, 5. Mulțumesc, domnule președinte. Înscrieri la cuvânt. Cu comisia care se dă și noi la aviz. Da. Înainte de a spune avizul, au fost discuții în comisie legat de termenul ăsta de 15 ani, s-a părut cam mare. Dar fiind un acord de principiu, am dat avizul în unanimitate. Dar vă rog că faceți caietul de sarcini să analizați totuși 15 ani, blocând un sfert din peluz acolo, poate va fi un investor care va dori să preie tot spațiul ăla. Deci poate că vă mai gândiți. Dar acum avizul în unanimitate, repet, fiind un acord de principiu. Dar și comisia juridică a avut un amendament care l-a votat ca perioada de concesionare să nu fie mai mare de 5 ani. Acesta a fost punctul de vedere al comisiei juridice. Eu vreau să fac precizarea. Am punctat 15 ani pentru că executivul trebuie să utilizeze niște principii. Și am utilizat această cifră de 15 ani, făcând o paralelă cu spațiile de tip servicii medicale, cele care funcționează la medici de familie și acolo la cabinetele de specialitate de la ambulanță. De aceea am zis să mergem cu un echilibru. Este adevărat că dumneavoastră, ca și Consiliu, în momentul când vom stabili și vom ajunge în etapa aceea, să hotărâm exact pe câți ani. Trebuie totuși luat în calcul că și o investiție care va fi prezentată și asta, ca să poată fi sustenabilă, trebuie să aibă și un timp de utilizare a ei. Da. Și vom vedea la vremea respectivă cine se înscrie și cu ce... Da. Acesta este punctul nostru de vedere. Poate va fi nevoie să mai interveniți până atunci dacă între colegi. Deci, înscrie la cuvânt. Are continuitate cu ce a spus domnul. Vă rog, domnul Mihaelu. Ați venit cu proiectul... Ați inițiat proiectul, există vreo solicitare? Au fost mai multe solicitări. Au fost mai multe solicitări de la diversi oameni care au activități de specialitate și aceasta este procedura. De a obține prima fază redactarea și... Asta am înțeles. Ne puteți spune cineva solicitări? Păi nu știm încă. Pentru că... Ați primit solicitare. Nu, solicitări au fost, s-au interesat. O să spune, am fi interesat să dezvoltăm. Dar de aici până la înscrierea pe care... Da, finalul e atunci când cumpără caietul de sarcini. Haideți să vorbim oricum. Până atunci... Nu se dezvoltă în are cuvântul domnul Traian. Câtea spații goale în oră, de ce în parvântări? Ce se ascunde în spate? Că știu că se ascunde ceva și o să vă spun la timpul potrivit ce se ascunde. Sunt foarte revoltat. Se ascunde ceva. În 15 ani, puneți pe 15 ani, în 15 ani când vă să vă plimbați cu nepoții dumneavoastră prin parc, o să spuneți că am făcut o mare greșeală cu tăticul aici, ei sunt proprietari. Eu știu ce vorbesc. În parc, de ce nu deschideți un centru medical de urgență în parc, dacă suntem atât de dar? De ce? Nu vă gândiți că dacă a intrat acolo devine proprietar? Nu, 15 ani nu vom mai fi niciunul aici așa, nu? Da, exact cum s-a întâmplat cu garaje. Așteptați să vorbim. Exact cum s-a întâmplat cu garaje. Are timp să vorbesc. A dat autorizație din garaje și o parte din el s-au vândut pe ascuns. Iar acum, ca eu să demolez garajul ăla, să fac o parcare, trebuie să-i dau omului vreo 100 de mii de euro, 100 de mii de euro. Așa și ăla când va intra acolo, va face cu alte falsi, că așa va fi, eu am cheltuit 1 milion de euro. Și nu mai puteți dumneavoastră să mai intrați în sediul ăla în parc. Nu vă gândiți că acolo și-a niște ape. Cum să facem mai așa ceva? Nici prin visurile mele, ălea urâte, nu am visat. Nu cred că puteți să faceți așa ceva. Votați, eu nu vă spun, nici să votați, nici să nu votați. Dar gândiți-vă la copii, la nepoți, când o să vă plimbați pe parc. Și o să aflați și dumneavoastră mai târziu ce se ascunde în spatele parcului acolo, cine vrea să facă și cine e în spate. Da, mulțumim domnule consilier local, dar cuvântul domnului consilier Cezar Plăcuță. Stimați colegi, domnule primar, ați cumpărat mai devreme acest spațiu, spațiul centrului balnear,
care a fost făcută clar din cheltuiala publică, din contribuțiile publice, cu cabinetele medicale a medicilor de familie. Cred că nu este comparație. Medicii de familie și-au făcut propriile investiții. Aici este ceva cu o clădire care are o dotare care practic o pune la dispoziție. Deci, cred că nu este avenită comparația. Vă rog, așa cum spunea și colegul, domnul Ursu, să cumpăniți bine în decizia care o lăsă. Bine. Alt coleg consilier, domnul Măciucă. Eu deja am făcut amendament. Puteam să fac și pe cost, deci pe concesiune, ca și cost. Puteam să fac și am și făcut pe durată. Doar pentru a arăta încă o dată bunăvoința mea de a se face ceva în parc, dar nici de cum de a manetat viitorul orașului Târgocna, pe nimic. Da? Dacă stăm bine și ne gândim, acolo s-au investit 5 milioane de euro. S-au mai investit numai anul ăsta pe centrale termice încă 20.000 de euro și îl dăm 1.000 de lei pe lună. Da? În principiu, împărțit la suprafața care este folosită, plătește mai puțin decât un chiriaș la ANL. Nu este posibil așa ceva. Nu este posibil. Ar trebui să verificați toate concesiunile în care concesionarul nu s-a ținut de cuvânt și stricate. Știți la ce mă refer, dacă nu știți, vă spun. Da, domnul consilier Rusu vrea să... Eu sunt la dreptate colegului meu cel mai făcut. Nu putem compara, nu putem compara cabinetele medicale, ori este o activitate pur medicală, ori în ce urmea să fie aici în parc e business. E afacere. E afacere. Este afacere. Într-adevăr, 5 ani, puțin, nimeni nu investește, nici eu n-aș investi și suntem câțiva care am mai investit câte ceva în timpul vieții, într-o afacere, în ceva, și n-am poți să investești nu știu ce sumă pentru 5 ani. Durează până atragi niște fonduri, dacă le poți atrage și dacă ți se aprobă, până faci investiția, lucrarea, durează un an, doi, îți mai rămân 3 ani. Dar și 15 ani e cam mult. Părerea mea, nu știu dacă se mai pot face amendamente. Am făcut amendament de 5 ani. Dacă am spus-o, nu pot să o fac pentru 5 ani, pentru că nici eu n-aș face-o pentru 5 ani. Haideți să găsim o soluție bună credință, se poate prelungi. Haideți să vorbim. Duceți-vă aminte, a mai fost o încercare de închiriere, a venit domnul, cum o chema? Papa Hagi, cum îi spunea? Prima dată a fost în 2010. Vreți și o perioadă mai scurtă să fie, nu? De concesionare. Avem un acord de principiu, nici să le ținem acolo degeaba. Cu astea sunt de acolo, hai să facem ceva cu ele. Avem 15 ani, așa e prea mult. Haideți să punem nici 5, mai spunem 10 cu drept de vedere. Să vedem ce vrea să facă omul dacă vrea să facă ceva. Dacă vă face ceva. Dacă mai sunt colegi și consilieri vocali sau doamna consilieri? 1000 de lei, la câți metri pătrați? La câți metri pătrați 1000 de lei? Pe ieri. Cât? 190. Da, nu-i mai puțin. Dar cine dorește să mai înscrie la cuvânt? Atunci, domnul consilier Ștefan Șilotie. Repet, nu ca știm potriva folosirii spațiului. Amendamentul, așa cum a fost format în Comisia Juridică, nu poate fi acceptat, deoarece el se referă la 49 de ani. Este perioada maximă în care codul administrativ arată că poate fi concesionat un imobil. Însă, în documentație, s-a menționat foarte clar 15 ani. Și se dă și cadrul legal. De ce 15 ani? Pentru că hotărârea de guvernul 184 prevede aceste termene. Sunt două chestiuni. Consiliul local poate să aleagă o altă perioadă, dar dacă sunt propuneri concrete, să se facă propunerea concretă pe perioada pe care o solicităm și să pusă votul. Dar amendamentul, așa cum a fost formulat, este greșit. Este greșit, pentru că el se referă la cei 49 de ani. Consilier, se referă la termen de 15 ani. La asta e doar, deși dar am înțeles. Nu, eu... Dacă sunt propuneri... Eu înțeleg. Odată ce se spune că maxim 49 de ani, ne încadrăm și cu un an, și cu 5, și cu 15, tot sub 49. Deci nu are de ce să nu fie corect avit amendamentul Comisiei. Nu are de ce să nu fie corect. Adică dacă s-a propus 5 ani, este corect. Este tot sub 49.
Sunteți așa de tare, de ce nu închiriați poliția asta vechi, de ce nu închiriați căminul de fete, casa Bosoror, de ce nu închiriați? Că sunteți atât de tare. Bine. Dacă domnul primar poate să răspundă ceva? Deci, haideți un pic să... Eu am pus acest material, pentru că avem un spațiu, este un spațiu cu niște dotări, într-adevăr, făcut din fonduri europene, și acesta poate să devină un spațiu medical. Care trebuia să fie un spațiu medical și unde trebuia să lucreze 44 de oameni. Spuneți complet. Domnul consilier. Nu lucrează, nici în ziua de azi. Aveți calitatea de primar dumneavoastră? Nu. Păi atunci poate să aibă. Domnul consilier. Dar nu aveți. Să știe. Să vorbească, domnule. Domnilor, liniștiți-vă. Domnul consilier. Domnul președinte, lăsați să vorbească. Da, 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 că nu las să vorbească. Vreau să spun că se înscrie la cuvânt fiecare și vorbește cât vrea. Dar să nu vorbim unul peste celălalt. Asta e important. Ok, puftiți, aveți cuvântul. Când am întrebat asta toamnă ce profit a adus piscina din parc, mi s-a răspuns de un domn consilier că nu trebuie să aducă profit. Cum, Doamne ferește, să aducă profit piscina? Și acum vă la 10 milioane vă cobră. De ce? Vă întreb eu semnul întrebării. De ce? Pentru că există puncte. Și știu ce vorbesc. Și este un interes. Ce se întâmplă? Să purtăm un dialog fără a ridica tonul, pentru că nu ajută pe nimeni. Și să știți că dacă aveți o informație în acest sens, domnule consilier, eu chiar vă rog să faceți și să sesizați toate instituțiile abilitate. Dacă vom porni de la bun început, că acolo se va întâmpla ceva, în afara actelor normative, haideți să luăm atitudine. Dar nu e corect așa să discutăm într-un for legislativ, mai ales că se și transmite live, că o instituție ar porni la un drum greșit din start. Cu tot respectul. Dacă citiți încă o dată materialul, noi, ca și executiv, propunem aprobarea studiului de oportunitate. Deci demarăm o procedură în care vom spune foarte clar ce se va face acolo și cum se va face. Trebuie să respectăm niște principii. De-aia am spus, 15 ani am pornit ca să avem o bază de echilibru. Poate dacă puneam 5 ani sau puneam 3 sau puneam 48 de ani, la fel era de contestat în perioada. 2. S-a discutat de această valoare. Valoarea este valoarea minimă stabilită prin hotărârea de Consiliul Local pentru încheie prin impozitele și taxe aferente de anul 2021. Dar aceasta este o valoare de referință de la care se pornește. Dar se face un raport de evaluare de către un o societate abilitată și aceea va stabili valoarea pe metru pătrat, ținându-se cont de toate utilitățile și toate funcționalitățile care sunt asigurate acolo. Deci nu aceasta este valoarea. Haideți să fim puțin atenți ce scrie material și să nu ducem lucrurile într-un altă zonă, doar pentru a face o imagine nepotrivită instituției. Eu asta vă rog. Da. Avem mai multe spații la nivel de patrimoniu instituției primăriei. Dar acel spațiu are această destinație. A fost construit de la bun început ca și obiectiv pentru activități balneare. S-a dovedit în acești ani că instituția primăriei nu a putut să organizeze pe cont propriu, prin departamente specializate, un astfel de obiectiv. S-au încercat în mandatele precedente și cu 2 sau 3 societăți comerciale care au dorit să facă ceva, investiții acolo, bazându-se tot pe niște finanțări. Au fost închiriată o perioadă, așa cum spunea și domnul consilier Rusu, de către o societate din București, au plătit acolo vreo 2 ani, 3 ani, după care s-au retras, au mai venit o societate din Târgovna care la fel a dorit să facă servicii medicale și a închiriat și a plătit câteva luni de zile bune, după care s-a retras. Eu nu știu acum ce va fi. Dacă doriți, putem să închidem acest proiect, îl lăsăm acolo, poate să stea încă 5, 7, 15, 25 de ani, când nu mai fi noi, și să nu mergem acum. Pentru așa ceva a fost construit. Poate la această subscripție să facă oricine. Societăți comerciale din Târgu Ocna, din Europa, din România, de oriunde. Nu avem nicio ofrește. Suntem într-un stat european în care trebuie să existe această transparență și dreptul fiecăruia. De aici până încolo, dumneavoastră veți decide dacă pornim această documentație sau dacă nu o pornim. Mulțumesc! Da, dacă au tors ideile sau au putut atinge la o persoană și vreți să reveniți la cuvânt, domnul consilier, mă încercați.
afirmația că centrul balnear a fost construit pentru a fi închiriat unor terțe persoane sau unor societăți este falsă. Avem pe site-ul primăriei organigrama care trebuia să funcționeze în parcul Mângâi. Pentru că este un fiasco total, este ca și cum ceea ce am promis Uniunii Europene, că s-a făcut cu banii europeni, scopul nu a fost atins. Și nici de cum să egalăm 5 milioane de euro, să scoatem dintr-un spațiu 1000 de lei pe lună. Da? Domnule consilier, nu mai dezinformați populația cu 1000 de lei pe lună, vă rog frumos. Dar ce? Deci permiteți-vă la celelalte concesiuni, unde au fost interese de la PSD, nu a crescut prea mult concesiunea. Nu țipați, nu răgniți, că nu vă stă frumos. Nu mă speriați dacă dumneavoastră ridicați unul. Nu e nicio problemă. Voi ce care problemă? Nu mă sperie. Eu sunt subordonat dumneastră și dacă vreți putem să discutăm cu altul, că de asta suntem aici. Alt coleg, dacă are un punct de vedere. Nu deformați, că întotdeauna modificați și deformați. Adică se vorbește pe sursona. Îmi susțin ceea ce am spus. Ca și domnul Ursu, voi veni cu dovede. Și nu mai. Bine. Dacă alți colegi dintre cei care au vorbit doresc să ia cuvântul. Bine. În aceste condiții, voi... Fraților, să ascultăm și pe domnul consilier Apărat Schive. Vă rog, domnul consilier. Acest termen care se dorește a fi de 15 ani, după părerea mea, cred că ar trebui cumva revizuit în acest studiu de oportunitate care se dorește. Adică în sensul că termenul trebuie să fie cumva stabilit în funcție de la o situație la alta. Adică dacă urmează să fie un centru medical acolo, adică nu sunt de acord să plecăm de la acest termen de 15 ani și cum. Termenul trebuie analizat de la caz la caz, de la situație la situație. Cine dorește acolo? Societatea, firma, persoana fizică autorizată care dorește să închirieze un spațiu acolo. După părerea mea, cred că trebuie analizat de la caz la caz acest termen. Mulțumesc! Mulțumim, domnule. Foarte disciplinat, colegul nostru online, la fel să fim și noi. Vorbim prin înscriere la cuvânt. Domnul consilier Mihai Rusu. Haideți să am o propunere, ca să credem de un acord. Haideți să dăm, dacă e neapărat nevoie să dăm un acord de principiu, dăm un acord de principiu. Cu toți suntem de acord că trebuie făcut ceva. Nu putem să stăm așa. Hai să dăm un acord de principiu, că suntem de acord să chiriem și stabilim data când scoateți dumneavoastră la termenul de ăsta și o stabilim ulterior. Și dăm acord de principiu. Să puteți demara. Te dați altă noastră. Eu propun, nu e nevoie să votați dumneavoastră. Nici am propus de întâlnire. Mine, e propunerea mea, dar nu e obligator să o votați. Nu, consilier. Haideți un... Da, alt coleg, domnul Barna Cristian. Da. Colegii din trecut, în 2014, au fost inițiat un proiect, fondul primar, un proiect de hotărâre prin care au fost finanțarea de 80% de la Consiliul Județean pentru dezvoltarea extinderea centrului balnear. Nu ar putea să repunem proiectul la Consiliul Județean să avem cofinanțare din nou pentru proiectul 2014, pe modelul ăla. Să organizăm noi centrul balnear, nu altcineva. Trebuie. Oateu. Da. Cine dorește să mai ia cuvântul? Dar nu s-a aprobat, dar 20% de către Oateu și o dată de Consiliul de Teamă acolo. Ok, dacă aveți... Investițiile statului nu au funcționat cu oritate. Scurt. Cu asta am încheiat. Bine. Puteți să mă contrazice, puteți să mă... Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, suntem obligați să supunem aprobării dumneavoastră amendamentul propus de Comisia Juridică cu un termen de închiriere de până la 5 ani. Cine este pentru? Ok. Cine se abține? Mulțumesc.
se împotrivă. Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost formulat de către executiv. Până la 15 ani, nu? Perioada de... Ok. Cine este pentru? Cine este pentru? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu numărați pe domnul de numărul. Da, da. Da. 8. Da. De acord și cu amendamentul, dar nu vreau să închid proiectul, în ideea asta. Da. Ok. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Mă, nu ține să împotrivă cineva. Cine se abține? Împotrivă. Și Robert, domnul să abține. Și Robert, abține. Da. Abținere. Bine, rezultatul era previzibil, dar trebuie concret. Pe cele trei categorii. Da, mai s-a vorbit prea mult pe punctul ăsta. Da, așa e în democrație, sigur. Cu acordul dumneavoastră trece la următorul punct pe ordinea de zi. Proiectul a trecut sau nu a trecut? Nu a trecut. Proiectul nu a fost aprobat, înseamnă să le obțin aici. Nu mai putem să mai facem un motor. Eu v-am propus să dăm un acord de principiu pe care s-a mărut, depășeam momentul. Bine, bine. Acordul de principiu? Da. Ok, discuțiile... Până termenul ăsta de 15 ani. De 15 ani. Și trecea. Nu, nu mai au să discuțiile. Am vorbit mult, mai vorbim și... Trecem la următorul punct. De pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate. Asta am vorbit, da? Așa. Punctul. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute în favoarea Transgaz S.A. a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna. Avizul comisiei. Comisia politică. Aviz favorabil. Alte comisii. Unanimitate, urbanismul. Dacă și economic, o avut. Bine. Discuții cu privire la acest punct de pe ordinea de zi. Eu, domnul președinte. Vă rog, domnule consilier local. Aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, am avut săptămâna trecută niște discuții cu niște proprietari care sunt implicați în acest proiect al Transgaz. Sunt foarte nemulțumiți. Am înțeles că s-au adresat și domnului primar și instituția administrației publice locale cu o cerere. Părerea mea este că cei de la Transgaz ar trebui un pic să-și revizuiască acest proiect de extindere a rețelei de gaz. În sensul că oamenii s-au plâns că cetățenii ai orașului de altfel și eu consider că Consiliul Local, domnul primar și întreaga administrație publică locală trebuie să vadă direct interesul cetățean și să-l apere. În acest sens, rugămintea mea este ca cei de la Transgaz să, înainte de a cere toate aceste aprobări, acorduri, pe care trebuie să le dea primăria orașului de Bocna, să revizuiască proiectul de trecere al conductei sau magistralei de gaz. Oamenii au fost supărați, ei au venit că proiectul trece undeva prin fața porților, între imobil și casul proprietarului. Deci, nu mi se pare deloc normal. Erau foarte revoltați, că și spun în vorba de cei din zona podului vechi, la trecerea spre cartierul Curazării, dinspre cartierul Chisești, și erau total nemulțumiți, pentru că ei mi-au spus că nu vor putea să pună
dacă în momentul în care va trece conducta de gaz chiar prin ușa proprietarului, vor fi probleme. Și dacă vor vrea viitor să vândă, să construiască, dacă nu doresc ceva acolo. Deci, părerea mea este că cei de la Transgaz, ca o concluzie, cei de la Transgaz trebuie să-și reînvirească proiectul de trecere a conductei de gaz. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule consilier. Domnul primar, vreau să vă spun. Da, să dacă mai sunt colegi care au întrebări vis-a-vis de acest proiect, da, se pare că nu mai sunt. Domnul de primar, dacă vreți să ne lămuriți. Această conductă de la Transgaz traversează localitatea Târgu Ocna și ea vine prin zona parcului Măgura, traversează râul Slănic și iese undeva mai jos în dreptul proprietății domnului Berza. Acolo acolo traversează râul Slănic pe deasupra, după care intră în pământ și prin spatele proprietății domnului Berza, oarecum prin curtea fostului societăți a petrolului, deci prin cartierul, prin colțul străzii lui Ion Diaconescu, traversează și merge mai departe către Onești. Acum cei de la Transgaz, tocmai pentru a se respecta distanțele față de proprietăți, încearcă să facă o buclă prin schimbarea conductei și de la traversarea râului Slănic pe deasupra, vă să facă o curbă dreapta, să vină oarecum pe malul râului Slănic până în dreptul secția de la drumuri și să o ocolească prin spatele proprietăților din nu știu cum se spune, în zona unde începe Podeiul, pe acolo. Acum, într-adevăr, au fost și cetățenii din, care au primit notificare că vor fi terenurile lor afectate. Concluzia lor este că vor face scrisori către Transgaz să găsească o soluție și această buclă de ocolire să ocolească cât mai mult proprietățile pentru a nu le crea o stare de disconfort și totodată pentru atunci când vor dori să construiască să nu fie blocați prin certificatele de urbaniști prin autorizări. Și aceasta este și concluzia noastră. Cei de la Transgaz au transmis acest material, face pe o companie națională, dar trebuie să țină cont, așa cum spunea și domnul consilier, și de solicitările proprietarilor. Nu știm ce va fi, cum va evolua proiectul. Este cert că toți proprietarii din acea zonă afectată vor face aceste notificări. Sperăm ca Transgazul să țină cont. De aceea e aici pe acest material. Practic, noi trebuia să dăm 3346 drept de servitute pentru spațiile unde interferează cu domeniul public, adică zona de drum, zona de protecție de lângă mapă. Da, domnule primar, cred că specialiștii de la Transgaz au în vedere să aibă cât mai puțin de desfăcut. Normal, dacă îi trebuie proprietățile cetățenilor, vor ajunge la o negociere și vor avea de plătit mai mult și ei caută să cele mai bune soluții. Dacă mai sunt cuvinte de lor de cuvânt, poate că au zis că nu. Da? Bine. Atunci trecem la vot. Cine este pentru? Și domnul Robert. Cine este împotrivă? Cine se abține? Abține. Una. Proiectul a fost adoptat cu un vot de abținere. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgu Ocna. Avizul comisiilor. Comisia economică, aviz favorabil, 5 voturi pentru, 5 prezent. Da, mulțumim, domnule președinte. Numai comisia dumneavoastră a avut avizul ăsta. Ok, luăm de cuvânt. Cine se înscrie la cuvânt? Atunci supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre menționat. Cine este pentru? Și domnul Robert. Abține. Domnul consilier. Voturi împotrivă. Cine este împotrivă? Nu mai am vot de abținere. Proiectul de hotărâre a fost aprobat.
trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dintre cele care au făcut obiectul suplimentării în ordinei de zi. Proiect de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022-2023. Comisia juridică a dat aviz favorabil. Celelalte comisii, vă rog, dacă ați avut, nu ați avut. Și domnule primar, vreți să ne faceți o prezentare aici, că e un proiect așa, un joc de cuvinte. Care este un proiect prin care Consiliul Județean a derulat în anii precedenți, prin această formă, achiziția la nivel județean a contractelor de achiziția produselor pentru cornul și laptele și ce-a mai fost miere pentru copii, măr și ce-a mai fost date prin sistemul național stabilit în actele normative. S-a solicitat crearea acestei hotărâri pentru a ne declina noi competența și să se facă o achiziție la nivel județean. Tocmai pentru a nu apărea discrepanțe între unitățile școlare, furnizorii care aduc la unitățile școlare aceste produse în localități. Și eu consider că e mai bine să se facă o achiziție la nivel județean. E o achiziție standardizată, verificată și autorizată de către toate normele și va fi un lucru unitar pentru toate localitățile din județ. Altfel va fi o întreagă discuție la nivel de costuri, la nivel de calitate, la nivel de dimensiuni și toate celelalte. De aceea acest model așa practic sună creat această frază de către Departamentul Juridic al Comitatului. Da. Dragi colegi, consilier local, dacă aveți întrebări, cine dorește să ia cuvântul? Bine, dacă nu sunt întrebări, supun spre aprobarea dumneavoastră acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Da, colegul Pro. Okay. Proiectul de hotărâre a trecut. Rămâne de văzut și domnul Robert, dacă sunteți de acord cu proiectul ăsta, cu neasumarea, s-a votat pentru în cea mai mare mare. O să mă adimese, o să iau cuvântul pe tema asta. Să știți că nu s-aude. Robert nu aude decât așa. Da, haideți să... Domnul Robert, este vorba de proiectul de hotărâre pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor. Știți despre ce este vorba? Am supus spre aprobarea Consiliului Local, știe, a dezbătut în comisie. Și sunteți pentru? Bravo! Pentru. Da. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Compania de Utilități Publice Târgu Mureș S.A. prin aportul numerar al orașului Târgu Mureș acționat. Avizul comisiei. Comisia de urbanism s-a avis favorabil în unanimitate. Comisia juridică a avis. Ok. Dacă aveți întrebări, domnul consilier Măciucă Sandel. Da, vreau să spun. Majorăm noi capitalul propriei societăți doar pentru a cumpăra un buldozer de care orașul nu are nevoie. Fiecare cetățean îl duce cu o punguță și spune la și aruncă. Și nu cred că este nevoie de un buldozer de 70.000 de euro. Banii puteau fi folosiți, de exemplu, pentru premiile elevilor. Dar dumneavoastră tocmai l-ați votat. La premiile. Tocmai l-ați votat. Premiile. Asta am votat. Dați-vă bine cum votați. L-ați votat împotrivă. La rectificarea de buget. La rectificarea de buget, da, dar nu sunt cu premiile. Dar ce era acolo? Toate consiliere, prin nu știu nici la ce material. Toate trebuie. Era suplimentarea valorii pentru premiile elevilor. Da, ați trecut deja la diverse. Haideți să rămânem pe subiect, domnilor. Asumați-vă. Ce diverse?
Nu. La acest punct, la acest proiect de hotărâre, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, atunci supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Domnul Robert? Pentru. Cine se abține? Domnul consilier Maciucă. Cine este împotrivă? Deci proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate cu un vot abținut. Ultimul proiect de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului de reprezentantul legal al Unității Administrative Teritoriale Oraș Târgovna pentru ședința adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința adunării generale a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 28.06.2021. Comisia juridică, aviz favorabil, celelalte comisii, dacă ați avut proiectul de hotărâre. Comisia urmărit să aviz favorabil, unanimitate. Comisia economică, aviz favorabil. Mulțumim, domnul președinte. Cine dorește să se înscrie la cuvânt cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun spre aprobarea dumneavoastră proiectul de hotărâre mai sus menționat. Cine este pentru? Unanimitate. Cine se abține? Votul împotrivă? Nu sunt. La punctul diverse, dați-mi voie să-l invităm pe domnul Dima Viorel. Merge cineva la stare să vadă dacă este. Înscriere la punctul diverse. Domnul Mihai Rusu. Ok. Dar să-i facem prezentarea, domnul Dima. Este domnul Dima? Da. Poftiți, bună ziua! Domnul Dima, ați depus o cerere către Consiliul Local prin care doriți să participați la ședința Consiliului Local convocată în data 24.06, ora 15, fiind interesat de proiectul de hotărâre, nu ați menționat, da? A zis că doriți să mai mult la punctul diverse, în final. Doriți să luați cuvântul, poftiți, aveți cuvântul. De ce am venit astăzi? Trebuia să mai din mult. Că am venit într-o joi, nu m-au primit. Mai din mult, plătim puterea mai des. Poate să mai încerc să văd. N-a venit pentru mine, eu nu cer nimic. Am venit pentru oraș. Vreau să știți că ar mai fost mandatele trecute și nu am nevoie de nimic. Decât din sănătate și vă urez la toți să aveți sănătate. Și se face și treabă bună pentru cetățeni. Am adus astăzi aici, referitor la parcarea, cei care ați copilărit și știți în Târgovna, parcarea care s-a făcut. Nu am nimic cu omul ăla, foarte bine a făcut. Dacă Târgovna, primăria n-a fost în stare sau Sarina, sunt tuneri, vine ca cu mâna sunt cetățean, ce face? Dar problema la curba aia, am adus fotografii unde într-o zi s-a atins un autocar de copii care venea la Sarina și un tir. Am fost primar. Întâi am venit să vă explic dumneavoastră, le-am explicat de foarte multe ori și lui domnul Vici și la toți. O zi, domnule, suntem în garanții cu lucrarea, nu putem umbla la borduri. Dar astăzi, acum câteva zile, s-au dat bordurile pe partea ailaltă afară. Ălea nu sunt garanții, partea ailaltă, numai pe o parte suntem în garanție. S-a dus prin cardul lui Dumnezeu să-l ierte, George Prihoancă. Deci acolo s-a dus cu bordurile de la afară. N-am înțeles. Vreți să schimbați sensul din mers al Târgu Ocna, facem engleși sau rămânim români? Deci s-a lărgit. Deci pe care parte? Dacă noi mergem înainte, mergem pe toți, pe dreapta sau pe stânga? Deci s-a lărgit pe stânga. Ce facem? Strigăm, o luăm prin apă, facem un viaduct? Cum facem? Eu v-am adus pozele color, cum era pe timpuri. Nu știu, toată lumea zice că a aprobat Consiliul, ați aprobat cineva de aici. Ridicați mâna sau spune, domnule, noi am aprobat lărgirea terenului a construcției, adică a închis curba aia. Înainte încăpeau două tiruri, acum nu se mai poate circula. Deci n-am nimica, dar fluidizarea circulatii trebuie.
Ce o să facem la iarnă, că pirulii tot vor veni la încărcat, până se va vinde mina, dacă o închide sau Dumnezeu știe, că nu se mai știe în țara asta, ce o să întâmple cu bunurile țării. Că asta e la noi, asta urmează, totul numai vinde și distruge. Cumpărăm de la alții, că așa e treaba. Eu m-am adus aici semnături de la cetățenii care sunt nemulțumiți, nu numai eu, dar și mai mulți, deocamdată am numai 23. Cred că sunt și 100. Prin care solicitați fluidizarea circulației, încălzirea... Știți ce problemă? Domnule, nu am nimic cu omul, foarte bine a făcut. Dar eu am dat o sugestie. E bună, o luați de bună, e rău, plec. Deci omul nu trebuia să iasă cu bordurile la cavidealul sus. Dacă e deja razant la nivelul șoselei, n-are nimeni treabă. Treceau și mașinile și ieșa și lui din parcare. El, după mine, dacă era meu, cu gândul meu, el putea să intre pe lângă prisecarul, cum era vechea poartă, și ieșea pe partea aia, m-ați înțeles. Aici ieșirea foarte largă, chiar în curbă, și pe podeț. Și cum se circulă astăzi, scuzați-mă, nu știu cât de mașină o să iasă și nu o să fie luat în băt. Am adus cu o zi, cu tirul și cu autocarul ăla, atinse. Au venit doi moldoveni săraci. Au intrat acolo, n-au putut să ia treacă pe sub post. Știți că s-a supra-înălțat un pic, că nu mai poți să treci. Deci ăla care vine cu tirul să ducă spre Salina, trebuie să oprească exact pe mijloc, la podeț. Să treacă, să treacă și pernele jos, că așa se cheamă, lasă pernele la tir, să treacă. Și pe urmă să ne ridice înapoi. Ce faci? Ai blocat tot. La prisecarul, exact în curba aia, iar e străgușată. Știți cum se cheamă la cheie ridicatului, gâtul dracului acolo, știți? În curba aia, că a spus toată lumea pe cheie ridicată, așa se cheamă, nu trebuie să râdiți. Că și tura trecută, când veneam la ședinții, toți consilierii râdeau, dar sper că sunteți un pic mai serioși, nu râdim și nu ne batem joc de cei care vorbesc. Da. Și apreciez treaba asta. Vă apreciez și pe dumneavoastră când erați vicii, vă aduceți aminte când a fost pe strada Miș Viitorului, da? Când erau bordurile alea, mi-a plăcut, deodată înapoi ieșesc 3 metri în drum, vă aduceți aminte? Da, da. Și la containerele, dar nu mai turnat. Acum s-au luat containerele. Nu mai turnat o bucată de asfalt. Dar să terminăm aici. Am hârtia, o depun. Am mai multe exemplare. Întâi, o luăm pe cale ierarhică. Cum a fost și în Salina. Vă mulțumesc că ați avut discuție și vreau vice. Cred că în situația noastră sunt mai mulți cetățeni, sunt nemulțumiți de situația de acolo. Foarte mult! Nu mai am pic să îmi dau și eu cuvântul. Așa că compartimentul imprimării, să-mi fac o verificare de proprietate, de hartă de astea și dacă cumva există un loc de lărgire a circulației, că a depășit dreptul de proprietate, dacă totuși ei sunt în perfectă legalitate, acolo să cumpărăm noi câțiva metri să fluidizăm circulația de la proprietatea respectivă. Asta e o propunere mea. Dar nu trebuie să cumpărați că e a dumneavoastră, a orașului. Păi de-aia am zis, să verifice harta, proprietatea. Dacă a intrat proprietarul sau și-a depășit proprietatea, este corect să-și mute înapoi, să lase liberă circulația. Eu nu văd altă variantă. Dacă nu, să-i solicităm să ne vândă câțiva metri să fluidizăm acolo circulația. Puțin, că să... Președinte, da. Cu acest dumneavoastră, da, dau plan și recordări, care cum era pe timpuri. Da, dar cei mai mulți dintre noi știm cu ochii, am văzut cu ochii noștri ce acolo. Vreau să vă spun, de a rămân la document. Am tras 10 la... am vrut să vă aduc la fiecare, să vă dau. Da. Ca să discutăm cu cei mai bine. Da, domnule, din bucurător că sunteți interesați. Dacă mai aveți și alte puncte de vedere, am înțeles subiectul. Da, așa. Deci, vreau să le studiați. Întâi am venit că așa e frumos. Vii întâi la părinte și îți spui ce a făcut copilul. Corect. Pe urmă, dacă o vedea. Dar punctul meu de vedere, că l-ați remarcat. Deci, nu avem treabă. Omul a făcut ce a făcut. Iar ca să nu distrugim tot. Îi spuneți dumneavoastră. Să scot bordurile. Și acum cred că o ieșit din garanție, dacă s-o scos de partea dreaptă... Trebuie să plecăm în discuție de la proprietate, unde se... Dar nu iau omului, nu-i vreau să vă întreb, a aprobat dumneavoastră terenul ăla? Care consilierul a aprobat? Dumneavoastră ați aprobat? Am ridicat mâna, am întrebat câți au aprobat. Vezi că eu eram. Bine, bine. Deci am fost o cerere a 10-le cam construct și eu am semnat îndrepirea mea la Caroveță, prin care se cerea concesiunea de la primăria Târgu Ocna a bucății de teren în continuare. De pe atunci cetățenii, știți foarte bine, da, au zis că nu este normal să dăm bucata de teren pentru că
că nu se poate duce mașina spre dreapta ca să dea prioritate celor care vin din față pe suport. Și nu, Consiliul Local de atunci nu a aprobat. Ceea ce s-a făcut acolo, s-a făcut cu, nu știu, pe barba primarului, zic eu, dacă atâtea sesizări nu a reușit nimeni să ajungă acolo și să spună, domnule, nu este corect sau hai să intrăm în legalitate, cam pe aici suntem. Sunteți și avocat acum mea sau mea? De ce? Vă spun... Păi nu, ca să trebuie la mine. Da, fac referire la dumneavoastră. Având în vedere că nu vedeți toate advertențele care se întâmplă în orașul Târgovna și aduceți prejudiciu orașului Târgovna pentru că societatea aia care a ocupat domeniul public ar trebui să plătească amen sau ceea ce spune legea. Bine, considerăm că v-ați înscris la cuvânt. Foarte bine. Aveți nu considerăm, că am multe de spus în acumulă diverse. Vă rog frumos să nu mai puteți pune în gură, da? Nu ați cerut cuvântul domnului consilier. Eu nu sunt împotriva. Trebuie să vorbim cu zona. Nu-i pornite de când era dumneavoastră consilier. Aia e nimic. E venit în vechea structură. Deci aia e ceva cu lăcățelul. Haideți să ne spună domnul. Vreau să vă dau astea. Că am nimic cuvântiuții. Că nu se pun să lege ce-i scris, ce-i scris. Bou se leagă cu funea, nu cu gura și cu scris. Ok. Mă bucur pe domnul primar, îmi pare rău că nu știam, adrineam și eu. N-am găsit fița, dar am găsit fița. Astăzi este doar ziua ei, domnule. Este eu să cumpere. Lăsați aici, domnul primar. Domnul, ăstea mi le-am dat o dată. Acum am ajuns noi aici. Dar după ce luăm așa, aici am pus-o atins firul ăsta nevinovat, autocază, cu copiii. Vedeți? S-a blocat. A trebuit omul ăsta să l-a făcut. Haideți să reveniți într-o audiență la domnul primar, ca noi să ne facem ședința. Nu, pentru asta m-a chemat. Vă grăbiți acasă? Nu, nu, ca să dăm cuvântul la domnul consilier. Am gătit toată ziua, pentru asta să văd. Bine. Aici, el stați din timpul consilier. Și ăla săracul s-a dus până în gauri, ca să poată pleca la mașina. Ei acum ce au făcut? Au lărgit-o din primul oameni. Ce cauți tu să dai bordurile în privat, că când aici nu e a tău, dă să nu zic nimic. Sunt vaccinat. Și noi, dar... Păi mă bucur, dar... Încă pereți cu tău vasca, legat. O să analizăm și noi. Nu uite analizăm. Da, să vă legat. Deci aici am pierdut. Da. Adică cine se spune? Aia am ce mai bine. Aia am. Ok. Dacă tot m-a chemat, adică eu i-am invitat. Sunteți binevenit, ați solicitat dumneavoastră. Ca să lăsați legea, trebuie să vă dați la... Domnul Fiorelă, încă o dată. Ia acolo, e bun. Domnul Fiorelă, viceprimar, nu? Ce mai bine, ce mi-ai spus? Ce mai bine, dar e asta schimbat. Da, e o perioadă așa de relaxare. Haideți să ne punem la treabă. Trece sau urmă? Domnul Fiorelă, trece sau urmă? Treceți la următoarea problemă care vreți să ne-o prezentați. Problema care este? Nu mă mai amenințați. Deci nu mai vreau să fiu amenințat, că merg că dacă unii cu niște cine... Cine vă amenințați? Nu discutăm. Deci nu avem vreo să-i spun ce. Băi, că vezi că tu te faci ca nu știu ce te faci ca nu scaldat. Că nu te poți ieși la piesii. Vrei să pleci în oraș? Plecă, domnule, asta e voința mea și aici. Plecă din oraș, dacă omul spune ceva. Nu asta se face. Nu vă amenințe. Dar prezentați-ne ce problema vreau. Care este cu strada Mișorii, iar și vă spun din picii vorba. Nu v-am adus poze și vedeți cum stă oamenii cu saci din nisip, că intra în curte. Tot la fel, s-au făcut bucăți de șantri, ca din beton, pe o parte și pe alta. Să va veni, cum se zice în românește, și apa, în loc să meargă din șar, merge pe drum. De ce nu au făcut niște rigoni? Rupi, măi, frate, rupi o bordură, să-i treaba în șar. Atunci ce s-a întâmplat și pe Valea Mănăstirii, la Cioare, cu Oprita. Păi, da, asta e, e greu să scot două borduri. N-avem voie, că e garanție. N-avem voie la Stalina, că e garanție, dar scoate din partea asta. Faceți trotuar, să meargă lumea la Sfânta Bisericii de la nas. Am mai cerut treaba asta la nas. Mă bucur că s-au apucat și-au făcut podul foarte bine, felicitări.
podul de la Păcică, care duce la Arcul. Am înțeles că o să fie și gardul făcut la biserică, la asta, la domneata, cum îi spunem noi pe foarte bine. Și am înțeles că o să și-a facă și drumul cimitirului, nu? Domnul primar, așa e? A văzut că, cum se cheamă, curătare, nu? Curtuce mai tare, nu, nu. Aici trebuie să facem, nu să ne încercăm aici, să ne încercăm. Trebuie să facem punctele cheie, ăla e, dacă de la Toiță până la drumul care duce la Cucu s-a spartiat foarte bine, și să nu mai vină apa pe strada viitorului, ați fost pe acolo, luați-o pe jos, frate. Da. Ați văzut cum poți să se cum îl cheamă, pietonii cealaltă, băi pe jos, la ora 5, băi pe jos, așa să faceți cu toți, coteția față. Și domnul consilier, cum i-a zis eu și cu domnul Ilie când era consilier, zice că băi cui să dau eu bani, n-avea cui să dau bani. Consilier, ce faceți cu banii mei, la 6 milioane de aici? Renunțați la ei, că să țineți pentru cetățeni, eu dacă... Domnul Iași, ce minte când am zis eu, dacă ar fi să fiu consilier, nu trebuie bani. Vreau fără bani, nu sunt poate mai consilier vorba. Deci nu urca să fie și cu vreun. Eu trebuie să văd. E nici nu mi-a dat cu vreun. Ce fac eu cu bani? Ce faci? Îi dăm la, îi dăm la grădiniță. Da, domnul Ocar, așa avem de discutat, da? Păi, direct, ce aveți? Da, banii dumneavoastră, vă spun eu acum, ascult. Nu-mi dați bine, că n-am nevoie. Dați-i la creșa catolică, că mi-o zis Ilici, că vă dai azi catolic și dea papa. Știți cât ortodoxi sunt copilași acolo? Da. Considerăm că v-ați atins punctele, da? Că mai avem, de fapt, niște materiale noi. În discuții. Mai e. Mai e și da. Mai e, veniți doar și la urmă, doamne ședință. Nu vă supărați. Dar ce primul ei și veniți și mința, veniți și mința. Da, luați-i loc, dacă vreți, acolo, și mai vorbesc și colegii, da? Că suntem la divers. Am uitat să vă dau un semn de lucru, că mai aduc dacă e nevoie. Și dacă mai, e mai aducem de lucru. Da, mai avem niște materiale de față. Foarte bine. Bine. Dacă e nevoie, mai aduc o 300. Asta e un bol acolo. Foarte bine, că vă implicați. Fericitez. Nu, dar eu am zis o luăm din jur. Mă duc la păi undeva trebuie să nu fie încălzat. Tot trebuie să fie bine. Între colegi, cine dorește să înscrie la tot? Domnul consilier Măciucă să nu. M-am înscris de domnul Mihaiușu are cuvânt. Ca să rămânem tot în tot. Mulțumesc, domnul președinte. Cu plăcere. Cu stres și ăsta. Și mă adresez executivul și mă urmă la domnul primar. Este imperios necesar să demarăm în acțiunea sens giratoriu, intersecția cenei, cum se cheamă, cenei grei, nu se mai poate. Haideți că se poate, nu e, mama analiză, chiar am măsurat, și se poate. Și se încadrează să se rotească în jurul sensului și un vir, nu e niciun fel de problemă. Sensul nu poate, ar putea fi doar, știu eu, o rază de 5 metri. Niciun fel de problemă, că se învârte în jurul lui. Nu se mai poate. Vă rog frumos să luați în serios propunerea și haideți să demarăm într-un fel sau altul. Mă uit și la domnul viceprimar, știu că e interesat și se ocupă. Haideți să demarăm acțiunea sens giratoriu în intersecția. Discutăm cu drumurile naționale. Parte, probabil că o parte din sens va fi pe domeniul, pe drumul național, după DN. Dar cea mai mare parte va fi pe domeniul... Suntem deja în procedură, așa cum am făcut și când am aprobat bugetul. Haideți să facem un studiu de trafic. Știu că trebuie să fac studiu de trafic. Acum suntem în procedura de achiziție a proiectare și execuție, semaforizare, ceea ce am discutat în prima parte, deci în zona Bastion, cu cele două treceri de vietoni, și va face semaforizarea. Suntem deja în procedură. Și imediat după ce terminăm, vrem să începem documentația anul ăsta, ca să facem sensul girator. Este adevărat, studii de trafic și toate celelalte elemente care sunt în preambul. Da, pe mine mă afectează mai puțin. Nu, ne afectează pe toți. Pe toată lumea afectează. Pentru că nu mă afectează cu nimic. Traficul, eu doar observ că stau vis-a-vis. Traficul este din ce în ce mai aglomerat și în acea zonă, practic, se blochează. Eu personal, dacă mă duc spre Dărunești, mă duc spre Dărunești. Și am văzut ca să cu polul acolo și face polul. Așa, dacă mă duc spre Orești, așa, dar nu, dar să știți că se blochează. Mulțumesc. A doua problemă, că tot veni vorba și a glumit de colegul nostru, Robert, că s-a dus după un barco.
Am votat cu toții să putem participa la ședințe și online, în diferite cazuri, nu? Dar s-ar putea întâmpla ca 5-6 colegi de ai noștri să intre online în aceeași ședință de consiliu. Să știți că nu se aude. Deci, haideți să facem cumva să creăm infrastructura necesară ca să auzim. Dacă se poate. Eu propun, dacă se poate și nu costă foarte mult. Dacă, nu știu ce ar implica treaba asta. Sunt acum echipamente care transmite conectivitatea unei sări cu un microfon, pentru că nu problema e. Nu se aude când vorbește colegul de la distanță, pentru că nu vrea sunetul. Și acum trebuie să facem un sistem de înregistrare și audio cu măcar un microfon la doi domni consilieri, care poate să semnalul să ajungă într-un echipament și acolo să fie distribuit prin amplificare direct și ceva. Sau știu eu, e nevoie o dată urgent ca să ați convocat un consiliu de îndată. Acum ceea ce utilizăm noi, ceea ce utilizăm noi acum este un serviciu gratuit prin Zoom-ul național, da. Iar atunci când intrăm într-o parte de conectivitate administrativă funcțională și asta, trebuie să achiziționăm o licență, să ai timp nelimitat, să ai un trafic generos ca să poți să duci și aceste teleconferințe. Mulțumesc, domnule. Deci, cine dorește să mai înscrie la până afară de domnul Ciucăl, dânsul să revină și l-a jucat pe domnul să nu spune că nu i-am dat cuvântul, i-am permis să revină și după, chiar dacă n-au fost... Ok. Aveți cuvântul, domnul Ciucăl, să Ciucăl Sărdel. Mulțumesc, domnule președinte. Cu plăcere. Mă așteptam ca în urma sesizărilor mele, executivul să determine pe cei care au construit pe domeniul public, adică se cere legal cu funcțiile cine privată, intră în legalitate. Și prin pârghiile pe care le are, chiar consider că se aducă și duci orașul într-un loc, dar având în vedere că nu se respectă legii. Da? Doresc să știu dacă obiectivele terminate, adică liceu și reducțiile pe picor, și casa de cultură, au recepția făcută, dar mai ales dacă au autorizație ISU. O să vă răspundă executivul. Acum. Reste la fiecare întrebare. Da. Domnul primar este în postura de a ne da un răspuns în fața Consiliului și în fața cetățenilor. Un răspuns o să le dau răspunsul în fața cetățenilor, domnul consilier. Vă rog frumos, uitați, avem posibilitatea. Dar nu vă întrebați. Sunteți filmat. Și eu ca și o să vă răspund. Nu e obligat acum. Fac o interpelare la care aștept răspuns. Așteptați. Frumos. Cetățenii vor să știe când e gata de plombat asfaltul din Tisești. Și așa care este asfaltat pe sărite. Aveți un termen scris în autorizația de construcție, la autorizația de reabilitare și când anume. 9 august. Vă rog să despre ca să ședința. Dar nici nu suntem într-un dialog, domnul consilier. Nu vreți să fiți într-un dialog. Dumneavoastră nu. Am înțeles. Bine. Deci aveți cuvântul, prezentați-vă tot materialul. Am început lucrările de asfaltare pe strada Cimitir, strada Viitorului și strada Călăuitării, așa cum s-a stabilit în planul de investiții pe 2021. Da. Trebuie să știm o dată. Când anume, începe luna care vă este zis, la... Vă zis că așa pot fără. E pus în proua afară. Da. Ce fonduri europene accesați pentru cele două mirese? Casa Borisovului. Și dacă aveți întrebări numai pentru domnul primar, le adresați, scrii, dar... Prezentați-le! Da, nu, domnule. Nu trebuie să facă cu imagine la televizor. Domnul camera. Nu-i domnul primar să răspundă la secunde. O să vă răspundă. Când se asfaltează în continuare strada Vâncele, așa cum s-a stabilit prin provocările de Consiliul Local. Păi se vor asfalta conform proiectelor cu termeni. Domnul consilier, când veți vota bugetul și când veți vota lista de investiții, acum să puneți aceste întrebări. Da, am făcut amendamente, când mi s-a votat și eu un amendament, atunci... Și dumneavoastră, care și eu, respect o hotărâre de Consiliul Local. Discuția nu e. Haideți, prezentați, dar... Deci am următoarele întrebări, voi veți primi răspunsul. Pe 28 februarie 2021 trebuia să fie gata proiectul din Tisești, Centrul de zi în locuințe pentru persoanele cu dizabilități. Ce știți? Când se dau în folosință? Și-am notat, domnul, o să vă răspund.
Avem probleme vechi, canalizarea la podul salinare, fulează apa pluvială sau canalizarea, nu se știe încă, că nu s-a dat niciun răspuns. Și la Vâncele, la Troiță. Vă rog frumos să faceți demersurile ca acest lucru să nu se mai întâmple, având în vedere că... E altceva, vreți să poate vorbi? Faceți demersurile. Când reabilitați strada Maior Roșiță, pentru că acolo e dezastru, atât pentru liberani, cât și pentru turiști, cât și pentru părinții care duc copiii la grădiniță. Este un șanț de nu ține să pierd. Ajungem iar să ne spargem băile de urât. Am mai vorbit și data trecută, dar o să vorbesc de fiecare dată, de câte ori este necesar. Trebuie să se acopere gropile din fața la E1, E4 și E5, groapa de lângă cimitirul eroilor sovietici, gropile din parcarea de la blocurile ANL și burlane tot la blocurile ANL. Blocul ANL e de dinspre parc, dinspre parcul Trandafirilor, are aruncătoarele de la Vruce, exact în capul trecătorilor. De asemenea, nu ne s-a prezentat nici după 3 luni, așa, contractul de management al domnului administrator public. Nu mai știu, groapa de pe care a apărut pe râul Vâlcica mai este monitorizată, este în garanție. Cetățenii întreabă dacă străzile mai sunt în garanție și dacă nu e de datoria dumneavoastră să le reasfaltați dacă sunt surpări. Pe totul nu ați întrebat, nu cetățenii. Păi eu vă întreb, dumneavoastră, eu sunt delegat de către cetățeni. Da, nu da. Știu că nu vă place. Apropo, îmi pare... Bine, rețeți la subiecte. Spuneți dacă mai aveți de prezentat. Am multe de spuneți. Domnul președinte, mai sunt șanse colegi care doresc să intervină. Păi să se suie... Prezentați-le, da. Prezentați-le, frumos. Când se implementează camerele video, tot un proiect făcut... Deci doriți să cunoașteți când se vor implementa. Da. Trece la urmă de zile. Pierdem prea mult timp la urmă. Spuneți-l. Spuneți-le pe voastre, dar spuneți-le. Prin stilul dumneavoastră, întotdeauna deformați realitatea. Nu a trecut nici măcar un an de zile. Au trecut 2 luni de zile sau 3 de când s-a aprobat. Nu, proiectul hotărârea de Consiliul Local a fost dat anul trecut. Bine. Deci, domnul Consiliu, bine. Aveți cuvântul, dar... Aveți măcar respectul, un alt fel de cetățeni, că respectați legea și respectați niște... Spuneți măcar cu subiect și predicat termenele. Că la dumneavoastră așa, a trecut 6 ani, a trecut 3 luni, a trecut 5 ani. E o nebuloasă. Da, exact așa. Păi, tocmai. Dar aici să nu ducem, să ducem... Deci este clar că multe lucruri trebuie să facem în oraș. Da? Timpul ne rezolvă. Asta e. Mai aveți? Există un teren ocupat abuziv. Am făcut o interpelare acum 4 ani de zile și o mai fac încă o dată. În fața grupului E1. V-ați dus, ați văzut, dar n-ați luat nicio măsură. Și aici se poate amenaja un călcureț pentru copii, da? Sau parcări pentru mașini și așa. Suntem deficitari la locuri de parcare. Nu ne-ați prezentat sau nu ne-ați spus când sunt alocate locurile de parcare. Toată lumea așteaptă. Anul ăsta e îndepămășie. Nimeni nu și-a plătit locul de parcare și-a vrea să intre în posesia uneia. Când considerați că facem cadastru sau intabulare sau tot ce trebuie pentru a fi deci, nu mai să formulați întrebări. Domnul primar, să o rugăm în proviitoare ședință să dați răspunsuri domnului consilier. Deci, dacă îți pregăte. Mai aveți și alte întrebări, domnul consilier? Nu aș vrea să... Da, mulțumim că văd că nu aveți răbdare, dar... Păi, dorește și domnul Robert să... și ceilalți colegi. Da, vă singur răspund, vreau să dau la toate. Vreau să vă spun că executivul primăriei, așa cum am prezentat de fiecare dată, toate proiectele care sunt trecute în lista de investiții aferentul anului 2021 sunt în lucru, în diverse faze. Și vă rog să aveți încredere că în decursul anului 2021 vom duce la deplinire toate hotărârile de Consiliu Local, cele care au alocat buget pe anul acesta și au alocat sumă. Pentru că sunt câteva proiecte care au sunt proiecte multe anuale. Și atunci vă rog să aveți încredere că le vom derula și le vom duce la implementare așa cum sunt ele nominalizate. Sunt în diverse faze de licitații, de execuție, de proceduri, de avizări.
Acum, dacă le luăm pe toate, o să prezentăm aici, o facem un întreg studiu de caz. Da. Dăm într-o altă ședință, doar. Dacă dintre colegi mai doriți să luați cuvântul, atunci vă mulțumesc pentru... Domnul Consilier Robert. Da? Domnul Robert, doriți să luați cuvântul? Poftiți? Mulțumesc, domnul președinte. Aveți cuvântul. Tot așa către administrația locală și prin domnului primar. Poate reușim să găsim, totuși se găsește o soluție privind amplasarea unei bănci în zona blocului C3, Scarabeu. M-a rugat o persoană cu dizabilități acolo, că am dorit să iasă un pic la aer și e destul de complicat să ajungă până în Părculețul din fața Florii Academia. Poate se reușește și se găsește o soluție să fie ok pe banca plasată acolo. Mulțumesc tare mult! Și am notat omul primar, ce primar. Dacă dintre dumneavoastră, dragi colegi, mai aveți... Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, ședința de cultură. Vreau să vă informez eu că departează la ora 17, colegii noștri de la Casa de Cultură, în zona centrală, lângă Centrul de Informare Turistică, vor susține un program artistic specific zilei tradiționale de astăzi, ziua IE. Astăzi, la ora 17, aproximativ o oră, oră și un pic, vor... Mulțumim de invitație. Bună ziua! Ședința s-a terminat. Mergeți!